Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Vă voi face o nouă etalare a împăcării, pentru a vedea dacă se reîntoarce la voi persoana iubită, se va reîntoarce în viața voastră persoana iubită. Și vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante cu inimioarele, pentru că vorbim despre dragoste, așadar am pregătit varianta cu inimioarele. Alegeți-vă varianta gândindu-vă la persoana iubită, dacă se va întoarce în viața voastră. Voi folosi cărțile Lenormand de data aceasta, pentru că ne dau mai multe amănunte, sunt imaginile mai clare. Așadar, voi face pentru început etalarea pentru varianta inimioarei roșii. Voi pune deoparte inimioarele celelalte și inimioarea roșie o păstrăm aici. Și gândiți-vă, puneți-vă întrebarea dacă se reîntoarce persoana iubită în viața voastră, da? În viața ta. Asta e întrebarea. Gândiți-vă la persoana iubită și dacă se întoarce la voi. Să vedem ce răspuns ne dau cărțile Lenormand, ce prevăd aceste cărți. Aici mi-apare o perioadă de nori, s-au grăbit niște certuri, discuții sau o perioadă de depresie, de pesimism, de neînțelegeri. Dacă se întoarce. Aici e vorba poate de voi și o rivală. Poate mai există că mi-au ieșit două femei. Da? Deci una dintre ele puteți să fiți chiar voi. Contează foarte mult două femei. Sau voi și o altă femeie. Să vedem. Dacă vă place sau vă iubește persoana iubită, da? Dacă vă vrea înapoi în viața sa, dacă se va reîntoarce, punem câte o carte, da? Pentru fiecare. Dacă puteți fi prieteni sau iubiți, din nou, da? Dacă puteți avea o relație de lungă durată. Și care este concluzia, sinteza, da? Deci să vedem. Dacă vă place sau vă iubește. Aici are mai mult legătură cu banii. Poate dacă îi dați bani, sau când bea, poate să fie și acest lucru. Da? Că este vorba, carta mai reprezintă și banii, dar mai reprezintă și alcoolul. Da? Deci poate dacă beți sau dacă el bea, atunci vă place sau vă iubește când bea mai mult. Sau dacă îi dați bani. Da? Dacă câștigă bani cu voi sau îi dați voi bani. Are un venit sau aveți voi un venit, da, suficient. Dacă vă vrea înapoi în viața sa, el își dorește destinul, soarta. Își dorește să-și întâlnească soarta și destinul. Da? Deci își dorește să are niște dorințe. Deci este posibil să-și dorească acest lucru. E posibil să mai dorească totuși. Pentru că faceți parte din destinul său. Dacă se va reîntoarce, este foarte șiret, deci este viclean, nu ar trebui să acordați prea multă încredere pentru că mi-a ieșit vulpea, da? Deci există o înșelătorie, ceva înșelător, da? Ceva care nu durează, da? Deci el bătă târcoale pentru un anumit scop. Dacă puteți fi prieteni sau iubiți din nou, există obstacole. Există multe obstacole, multe greutăți, este un drum lung de parcurs, da? Deci nu este încă timpul, poate, sau nu este pregătit, sau nu faceți parte din soarta sa, poate, pentru că v-am spus, el își dorește să-și urmeze destinul, steaua. Dacă puteți avea o relație de lungă durată cu această persoană, această persoană depinde de el, sau de un bărbat. Un bărbat e foarte important în viața voastră, viața sa. Nu știu. Sau e el, această persoană depinde foarte mult de acest bărbat. Și concluzia, sinteza, e ceva nou. Poate să existe un nou început sau posibil să faceți un copil sau să aveți un copil sau să depindă foarte mult de relația cu copiii sau să depindă sau trebuie să începeți ceva nou, să o luați de la capăt. Da? Este foarte posibil. Este posibil să vă împăcați cu acest. Le veți avea multe obstacole și greutăți, deci este depinde de el sau poate și de un copil, dar este o șiretenie, ceva o înșelătură sau este înșelător el, minte, da? Deci nu este o persoană foarte sinceră, ca să zic așa, da? Pentru că aici la vă place și a vă iubi, mi-a ieșit acești bani, acest pește sau acest faptul că poate să bea. Da? Cam asta e tot ce pot să spun pentru cine și-a ales inimioara roșie. Deci poate să existe
o șansă dacă el își dorește sau printr-un copil sau poate să aveți voi o nouă șansă să cunoașteți pe altcineva. Deci, poate să fie... Dar mi-a ieșit mai degrabă, țin să cred că poate să vă dea o șansă printr-un copil. Sau șansa voastră, ca acela în care aveți copii cu acea persoană la care vă gândiți, să fie cu un copil să se poată reîntoarce. Haideți să vedem pentru cine și-a ales varianta inimioarei roz. Dacă veți, dacă se reîntoarce persoana iubită în viața voastră, da? Tot se grăbește aici. Destinul, karma, da, este o chestiune de soartă. Avem niște datorii de plătit, niște datorii karmice în relația, da. Tot îmi iese aici călătoria, poate drumul, legătura cu străinătatea, cu sănătatea, cu longevitatea sau cu rădăcinile de unde sunteți voi, relațiile cu familia, poate, cu străbunii, cu strămoșii. Deci să vedem dacă se reîntoarce la voi persoana iubită. Niște vești, vești poate de o siguranță materială, de un contract, de loc de muncă, ceva legat poate cu banii, să vedem. Dacă vă place sau vă iubește, dacă vă vrea înapoi în viața sa, dacă se reîntoarce, dacă puteți fi prieteni sau iubiți din nou, dacă puteți avea o relație de lungă durată, și sinteza, concluzia. Deci să vedem. Aici sunt foarte multe griji hoții. Aveți grijă că poate să fie pagube, pierderi materiale aici, pentru că sunt foarte... Deci dacă vă place sau vă iubește, are foarte multe griji, poate. Da? Este o persoană care își face foarte multe. Sau e un hoț, da? Sau este un... se simte furat, poate îngrijorat, lipsa zilei de grija zilei de mâine, nu știu, are neliniști, foarte multe neliniști, da? Deci nu mi-arată că este o persoană. Sau este o persoană mai hoață, da? Șmecheră, da? Deci fură, poate să fie și acest lucru. E un hoț, da? Poate să fie... Dacă vă vrea înapoi în viața sa, aici mi-apare credința, fidelitatea, da? Deci îi trebuie mai multă credință, mai multă fidelitate, mai multă încredere, trebuie să aibă mai multă încredere, sau, da? Deci, dacă se va reîntoarce, posibil, că pentru că se simte în siguranță, se simte protejat, se simte, are bani sau când are bani, poate să acest lucru, poate că el de-aia, dacă el aici vă place sau vă iubește, poate numai dacă îi asigurați o protecție, bani, siguranță materială, nu se simte, când se simte cu voi în siguranță. Dacă puteți fi prieteni sau iubiți din nou, să socializați, da, să comunicați, că asta mi-a ieșit grădina, mi-a ieșit socializarea, da? Deci poate să ieșiți, să mai ieșiți împreună, să vă mai întâlniți la o cafea, să mai comunicați, da? Dacă puteți avea o relație de lungă durată, da, e posibil. E posibil să aveți o relație, să aveți succes, să aveți reușite, pentru că va ieși soarele. Sau este posibil să cunoașteți pe cineva nou, da? Deci e foarte posibil, pentru că cu această persoană îmi spune ca sinteză, ca concluzie, că va fi trădare, va fi înșelătorii, va fi lucruri ascunse, poate, da? Pentru că șarpele mai vorbește de energii malefice, de înșelătorii, da? De trădări, de gelozii, poate, da? Există foarte multă gelozie. Concluzia este că există gelozie, este o persoană geloasă, poate, invidioasă, da? Știți, acest lucru poate pentru că faptul, dacă se reîntoarce la voi, este doar dacă el se va simți în siguranță cu voi, nu se simte el neliniștit cu voi, are o neliniște, da? E frică că îl prindeți, că îl fură, îl prindeți că e un hoț, că vă prindeți că sunteți, nu este ceea ce, lui trebuie, e frică poate și de credință, poate că sunteți voi mai credincioși, voi femei, voi bărbați, nu știu. Și există posibilitatea de socializare, există și posibilitatea să relația să meargă, dar există și această trădare, minciună, deci este, aici rămâne la latitudinea voastră, ca să-i spun așa. Da. Și să vedem și pentru cine și-a ales inimioara verde, dacă
se întoarce la voi persoana iubită, dacă vă iubește, să vedem dacă se va reîntoarce persoana iubită în viața voastră, da? Deci să vedem ce spune, ce spun cărțile Lenormand. Aici există o șiretenie, o hoție, da? O falsitate, poate și legate din cauza sănătății, poate și din cauza legăturilor sale cu rudele, cu prietenii, cu rudele, cu rădăcinile sale, da? Deci originile sale, poate. Dacă vă place sau vă mai iubește. Acest depinde de el. El e un personaj foarte important sau el. Există un bărbat, deci această întrebare mi-a ieșit un bărbat. Acum poate să fie el, să fiți voi, depinde ce sunteți, femeie sau bărbat. Contați foarte mult, da? Sau poate să fie vorba despre altcineva, da? O altă persoană. Vedem ce mai spun cărțile. Dacă vă vrea înapoi în viața sa. Există niște speranțe, există și multă intuiție, multă fantezie, da? Deci are așa niște vise premonitorii, poate, niște o intuiție foarte puternică. El face ce simte, poate, da? Deci el se ia după ceea ce simte. Dar există și ceva ascuns, ceva care nu este dezvăluit, nu spune totul, da? Dacă se reîntoarce din nou, aici mi apare această ruptură, aceasta este într-o transformare, este într-o schimbare această persoană, da? Deci are o ruptură, e un doliu, poate, da, deci mi apare despărțirea de voi ca și cum a decis să nu mai fie cu voi, da? Deci dacă puteți fi prieteni sau iubiți din nou, aici mi apare ceva ascuns, niște secrete sau studiul, nu știu, poate că să aveți prea mult, poate contează studiile, poate studiile care le vrea să le facă sau voi care le aveți, nu știu. Deci dacă, ca să fiți din nou, există niște secrete aici, niște lucruri pe care nu le știți, unele poate le aflați, unele nu, e ceva ascuns, v-am zis că va ieși și aici, dacă vă vrea înapoi în viața sa, mi-a ieșit luna, deci el are, sau voi poate aveți intuiție, voi simțiți lucrurile, știți în adâncul sufletului vostru ce fel de persoană e sau ce se întâmplă. Dacă puteți avea o relație de lungă durată, aici mi-apare destinul, face parte din destinul vostru, vă urmați destinul, vă urmați steaua, da? Deci vă veți, a făcut parte din destinul vostru, face parte din destinul vostru, să vă, poate să vă reîntâlniți și într-o altă viață, poate să fie și acest lucru. Și ca sinteză, ca concluzie, mi-apare aici o perioadă de nori, o perioadă de discuții sau o perioadă de neplăceri, de obstacole, de neîncredere, nu știu, de pesimism poate sau chiar de depresie. Poate el este într-o situație de depresie, poate să fie și acest lucru sau voi. Deci e o situație care vă dă multă neliniște pentru că norii e o situație tulbure, deci nu e încă o situație conclusă. Da? Deci nu, încă nu e decis. Deci steaua voastră, vă urmați steaua, voi vă urmați destinul. Da? Cam asta este ceea ce pot să vă spun și pentru cei care și-au ales varianta verde, inima revers. Da? Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că v-ați regăsit în ele pe voi și partenerul, că v-au dezvăluit la ce vă puteți aștepta dacă această persoană se va reîntoarce la voi, cu ce condiții se va reîntoarce la voi și dacă aveți șanse cu această persoană să aveți o relație de lungă durată, dacă vă iubește, da, și ce posibilități aveți cu această persoană. Eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube. Vă mulțumesc pentru toate mesajele voastre pe care mi le lăsați pe acest canal la fiecare predicție și vă aștept cu noi comentarii, cu feedback-urile pentru predicțiile care le fac și vă doresc în continuare weekend plăcut și să fiți iubiți și să iubiți. La revedere!